Salut! În următoarele 10 minute voi prezenta în detaliu conținutul setului de livrare, asamblarea, etapele dinaintea punerii în funcțiune și prima pornire a motocultivatorului ProGarden Campo 853. Campo 853 este un motocultivator robust, ușor de manevrat și multifuncțional. Are un motor pe benzină de 7 cai putere, iar transmisia este cu pinioane, arbor de transmisie și ambreiaj cu discuri în baie de ulei. Cutia de viteze are două trepte înainte și una înapoi, iar roțile late de ATV asigură o aderență excelentă pe orice suprafață. Ambalajul din lemn stratificat este solid și protejează bine utilajul în timpul transportului și al depozitării. Setul de livrare este compus din capota cu farul LED, apărăturile pentru noroi, o mică cutie pentru unelte care se fixează pe ghidon, o mască decorativă, discurile laterale pentru sape, roțile cu anvelopă din cauciuc, adaptorul pentru tractarea uneltelor, elementele de fixare, suportul din spate al apărătorilor, suportul ghidonului, motorul, cutia de viteze și transmisia, o tijă plată multifuncțională, maneta schimbătorului de viteze, manicoții pentru roți, sapele cu câte 3 rânduri de cuțite pe fiecare parte, fragmentabile în câte 2 sau 3 rânduri, maneta pentru oprirea de siguranță, butonul pentru pornit și oprit farul, suporții capotei, un set de chei, șuruburile și alte elemente de fixare, bolțul cuplei de tractare, suporții apărătorilor, manualul cu instrucțiuni și cheia pentru bujie. Pentru asamblare, aveți nevoie de un set de unelte și de un minim de cunoștințe de mecanică. Vom începe prin a monta manicoții pe jante, folosind câte 4 șuruburi cu piulițe și șaibe elastice pentru fiecare roată. Strângem bine toate șuruburile. Montarea roților formează o bază de sprijin pentru motocultivator, care este necesară în etapele următoare ale asamblării. Roțile se fixează pe osie cu câte un bolț cu agrafă de siguranță. Acum coborâm piciorul abatabil. Montăm suportul din spate al apărătorilor, însă fără să-l strângem. Acest suport va fi strâns după ce montăm apărătorile, pentru a putea să le poziționăm mai ușor. Suporții din față se prind cu șuruburile care fixează motorul. Fixăm apărătoarea din stânga cu câte 4 șuruburi, apoi pe cea din partea dreaptă. Prima dată strângem apărătorile, apoi strângem suportul din spate. Suportul ghidonului se prinde pe cutia de viteze folosind 4 șuruburi cu șaibe elastice. Montăm șuruburile, apoi le strângem ferm. Montăm pe ghidon maneta schimbătorului de viteze, folosind un bolț cu agrafă de reținere. Apoi fixăm cu 4 șuruburi cutia de depozitare. Ornamentul negru din partea de jos se fixează fără să strângem șuruburile. Dacă le strângem acum, acestea pot împiedica ghidonul să intre în suport. Butonul pentru pornirea și oprirea farului se prinde pe ghidon cu un colier din tablă. Acesta se montează pe ghidon în partea dreaptă, după maneta accelerației.
Așezăm într-o poziție convenabilă și apoi strângem maneta accelerației. Maneta pentru oprirea de siguranță se fixează în partea dreaptă, opusă manetei ambreiajului. Am montat toate piesele pe ghidon, iar acum îl vom fixa pe utilaj. Acesta se prinde cu un șurub care strânge două coroane dințate, care, la rândul lor, ajută la menținerea poziției ghidonului. Ghidonul este reglabil pe vertical. Cablurile de comandă se fixează pe ghidon cu ajutorul unor clipsuri din material plastic. Conectăm cablul accelerației la carburator. Trecem cablul prin reazem, apoi demontăm filtrul de aer pentru a avea acces la pârghia accelerației. Punem maneta de comandă și pârghia accelerației în poziția de relanti și fixăm cablul. Apoi verificăm dacă ansamblul funcționează corect. Uleiul recomandat pentru motor și filtrul de aer este ProGarden Pro10W30. În recipientul filtrului de aer punem ulei până la marcaj, apoi montăm la loc capacul cu cartușul filtrant. Pentru a fixa suportul capotei, demontăm două dintre șuruburile demarorului și le înlocuim cu două șuruburi mai lungi, incluse în setul de livrare. Acestea ne permit să fixăm suportul odată cu capacul demarorului. În partea din spate, suporții capotei se fixează cu două dintre șuruburile care fixează motorul de cutia de viteze. Scoatem șurubul, adăugăm suportul și îl strângem provizoriu la loc. Îl vom strânge ferm la final, după ce așezăm capota corect pe poziție. Repetăm această procedură și în partea dreaptă. Scoatem bușonul rezervorului de benzină și fixăm capota. Fixăm cu șuruburi capota de suporți. Sunt două șuruburi cu piulițe în față și încă două în spate. Acum putem să strângem ferm șuruburile dintre motor și cutia de viteze. Instalația electrică a acestui utilaj are două circuite, circuitul de oprire și circuitul pentru far. Circuitul de oprire are două file de la maneta pentru oprirea de urgență, unul galben care se conectează cu senzorul de ulei și bobina de inducție și unul negru cu papuc pentru masă. Circuitul pentru lumini este format din trei cabluri cu câte două fire care se înseriază. Se leagă un fir de la întrerupător la unul de la magnetou, iar celălalt la unul de la far. Cele două fire rămase libere se conectează între ele, așa cum se vede în imagini. Prindem cablurile cu banda metalică de fixare de pe motor. Pentru a conecta cablul de comandă al ambreiajului, înșurubăm mantaua filetată în suport, apoi agățăm cablul șufei în reazem. Cablul de comandă pentru mersul înapoi se montează în mod asemănător. Fixăm tija schimbătorului de viteze cu două agrafe. Adaptorul pentru unelte se fixează cu un bolț cu agrafă de reținere. În același mod se montează și tija reglabilă. În acest moment ansamblarea este gata. Pentru pornire, utilajul trebuie să fie alimentat cu ulei și combustibil. Capacitatea rezervorului de combustibil este de 3,6 litri. Motorul funcționează cu benzină fără plumb, cu cifră octanică minim 95. Punem capacul rezervorului și ștergem eventualele urme de benzină. Uleiul recomandat pentru motor este ProGarden Pro10W30, cantitatea de ulei necesară fiind de 600 de mililitri. Pentru cutia de viteze, ambreiaj și transmisie vom folosi 1,8 litri de ulei. Uleiul recomandat în acest caz este ProGarden Pro 80W90.
Înaintea procedurii de pornire, voi arăta care sunt principalele comenzi ale utilajului. Pe ghidon, în partea dreaptă este maneta accelerației, butonul pentru pornirea și oprirea farului, maneta pentru mers înapoi, care se acționează numai atunci când utilajul este pe liber, și maneta schimbătorului de viteze pentru selectarea treptelor a întâia, neutru și a doua. În partea stângă avem maneta pentru oprirea de urgență, blocabilă pentru pornire, și maneta de ambreiaj. În partea din față, în dreapta, pe carburator, este robinetul de benzină și șocul. Ghidonul este reglabil pe înălțime. Pe ghidon este disponibil o cutie pentru depozitare. Pentru pornire, punem schimbătorul de viteză în punctul mort, blocăm maneta pentru oprirea de urgență în poziția pentru start, deschidem robinetul de benzină, închidem clapeta de șoc și tragem desfoara de maror pentru pornire. Imediat după pornire, împingem lent pârghia clapetei de șoc. Dacă eliberăm maneta pentru oprirea de urgență sau închidem robinetul de benzină, motorul se va opri. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?